Un monument în memoria ostașilor uitați. Astăzi, la cimitirul central din Chișinău, a fost inaugurată o construcție înălțată în cinstea basarabenilor care au luptat în războiul ruso-japonez. Istoricii spun că evenimentul a fost ținut secret multă vreme, fiindcă bătălia s-a încheiat cu înfrângerea Imperiului Rus. În vremea războiului ruso-japonez din 1904-1905, mii de basarabeni au fost nevoiți să-și lase familiile și să-și sacrifice viața ca să lupte în componența armatei țariste. După masacrul din Manciuria, unde au murit peste 15.000 de soldați români, moldoveni, au continuat lupta în primul război mondial. În 1918, ei au adus o contribuție esențială. Cei rămași în viață pentru reîntregirea neamului românesc, 27 martie 1918, au votat unirea. Potrivit istoricilor, sunt puține informații despre eveniment, fiindcă Imperiul Țarist a încercat să ascundă adevărul. Era o rușine pentru autorități sovietice să vorbească despre această înfrângere, pentru că a fost una usurătoare. Cu atât mai mult, paradox este că războiul se finisează pe 5 septembrie 1905, capitularea deci e Imperiul Țarist, dar al doilea război mondial, cunoaștem toți, se finisează pe 2 septembrie 1945, anume pentru a anticipa și pentru a acoperi cumva în umbră. A fost unul dintre cele mai importante războaie ale secolului 20, care urma să aibă consecințe importante asupra evoluției ordinii mondiale. Pentru noi, basarabenii, războiul 2 mondial nu s-a terminat la 9 mai 1945. El s-a terminat pe data de 2 septembrie 1945, pentru că foarte mulți basarabeni au fost trimiși cu eșaloanele de la Berlin în Manciuria și în Coreea de Nord. Și noi am mai plătit odată contribuții de sânge pentru tot niște interese străine. În memoria miilor de basarabeni care au luptat pentru un război străin, a fost ridicat un monument la cimitirul central. Preoții au ținut o slujbă de pomenire și au sfințit placa. Readucerea în memoria cetățenilor Republicii Moldova a acelor acte de patriotism și de eroism de care au dat dovadă începând cu anii 1600. Cu paginile de luminoasă glorie și cu tristețea profundă a înfrângerilor, nu este posibilă nici construirea unui viitor fără de fisură, fără de carențe, un viitor demn, un viitor integru. Anul acesta se împlinesc 110 ani de la încheierea războiului ruso-japonez. Monumentul a fost inaugurat cu sprijinul financiar al mai multor asociații obștești.